ați venit la Pastila de Lectură. Astăzi o avem alături de noi pe Sabina Strugariu, psihoterapeut integrativ și pozitiv, și vorbim despre un autor foarte drag nouă. Este vorba despre Alice Miller cu cărțile sale din colecția Parentaj a editurii Herald. Nu uitați de campania Școala Părinților Implicați, intrând pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, găsiți acolo cărțile dorite din această colecție, dar și din alte colecții care au legătură cu educația copilor și cu relaționarea noastră cu copiii, gestionarea relației cu copiii. Este vorba despre cărți din colecția Psihoterapia, cum ar fi Gabor Mate cu cartea Minți împrăștiate, originile și vindecarea tulburării de deficit de atenție, dar și Hervil Hendrix, Dăruiește iubirea care vindecă, în colecția Pas în doi a editurii Herald. Astăzi, cum spuneam, vorbim despre Alice Miller și am să vă prezint una dintre cărțile sale. Este vorba despre Revolta corpului, forța vindecătoare a propriului adevăr, o carte remarcabilă în aceeași colecție, în colecția Parentaj a editurii Herald, mai fost publicate tot de Alice Miller, Pentru binele tău și Drama copilului interior. Aș începe cu o întrebare, Sabina. De ce este atât de specială Alice Miller și ce aduc nou cărțile sale în această, hai să-i spunem, nouă paradigmă în ceea ce înseamnă relația părinte-copil? Chiar la un moment dat, citind cărțile ei, dar nu mai știu sigur în care dintre cărți, ea spunea la un moment dat că, deși se tot vehiculează ideea asta că iubirea între părinți și copii ar trebui să fie necondiționată, nu ne putem iubi părinții chiar în orice condiții, mai ales dacă avem parte în relația din copilărie cu părinții de abuz fizic, de violență domestică, de etichetări, de abuz emoțional și așa mai departe. Păi cred că m-ai întrebat ce ai și răspuns la întrebare cumva, ce o face pe Alice Miller specială. Cred că este în primul rând curajul ei de a expune o teorie cumva care sună destul de dificil de acceptat de părinți care se tem, nu-i așa, că nu sunt suficient de buni. Și de regulă când încerci să le oglindești niște lucruri pe care poate nu le fac sau nu le-au făcut într-un mod bun pentru, știi, pentru binele copilului, au tendința să respingă lucrul ăsta. Și Alice Miller este cea care a venit și a spus: doar pentru că ești părintele cuiva, nu înseamnă că e de la sine înțeles că acest statut sau acest rol de părinte scuză orice sau poate să justifice orice până la urmă. Și cred că a fost una dintre persoanele sau scriitoarele sau autoarele care au pus atât de mult accentul pe sănătatea emoțională, fizică și a părintelui, de care depinde sănătatea emoțională a copilului, pentru că copilul nu este responsabil. Oricât de mult încercăm noi ca părinți să nu ne simțim cumva împovărați de responsabilitate, ca și adulți în relația cu copiii, noi suntem cei responsabili și nu copiii. Și făcând lucrul ăsta, cred că Alice Miller a dat voie fiecăruia dintre noi, copilul interior cumva, să poată să se elibereze de niște bagaje și niște încărcături pe care le ducea mai departe datorită acestui mesaj că indiferent ce fac părinții tăi, tu trebuie să-i iubești și să-i respecti. Da? Alice Miller vine și spune: nu este suficient ca un părinte să fie părinte, să ierți orice. Da? E nevoie să poți să te uiți la părintele tău și la copilăria ta și să vezi ce anume din ce s-a întâmplat, lucruri pe care nu le mai putem schimba, da? Ce anume
alegi să duci mai departe. Și ea spune un lucru care este destul de dur, nici eu nu știu în care dintre cărți, poate că în toate nu știu în care dintre ele, însă spune un lucru dur cumva, că dacă începi să te iubești pe tine însuși și să-ți arăți grijă, nu poți să-ți iubești și abuzatorul, nu poți să iubești și persoana care ți-a făcut rău în același timp. Și aici este, de fapt, dificultatea. Da? Alice Miller a fost o provocatoare a timpului său, a fost foarte dezbătută și foarte respinsă, pentru că nu e ușor să schimbi o paradigmă care stă în picioare de sute de ani. Da? Că adultul are putere și copilul nu. Și atunci copilul trebuie să îndure orice, oricând, oricum. Alice Miller vine și spune, nu e chiar așa. Pentru că dacă vrei să rupi cercul ăsta al, știi, transgenerațional, de a transmite de la o generație la alta dificultățile psihice, ca să rupi cercul ăsta, e nevoie ca tu să devii conștient de ceea ce poți să faci. Nu poți să schimbi trecutul, dar poți să te schimbi pe tine, spune ea. Ce mi se pare mie interesant, cel puțin... Deși Drama copilului interior a fost o carte, hai să-i spunem, foarte, foarte apreciată și foarte cerută cumva de cititori și multă lume, cel puțin în ultima perioadă, am tot auzit invocat acest titlu, Drama copilului interior. În celelalte două cărți, Revolta corpului și Pentru binele tău, ce-mi place că Alice Miller face un lucru foarte interesant pe care de altfel nu l-am prea văzut la alți specialiști, la alți, eu știu, medici, psihiatri sau la psihoterapeuți, psihologi și așa mai departe. Vine cu niște exemple despre ceea ce înseamnă relația părinte-copil din... hai să-i spunem, din istoria și din istoria universală a umanității, dar și din istoria literaturii. Și sunt niște exemple în Pentru binele tău, în care ea vorbește despre acest concept, despre pedagogia neagră, despre pedeapsă și o analizează și de altfel o pune așa cumva la zid, sub lupa microscopului, vorbind despre copilăria lui Adolf Hitler și, ca dovadă, relația cu tatăl său și cum a ajuns el să dezvolte tulburările acelea de personalitate ca adult. Mai vorbește despre Sylvia Plath, mai vorbește iarăși despre o altă scriitoare celebră care a ajuns să se sinucidă, Trădarea propriilor amintiri se numește acest capitol, Virginia Woolf, relația pe care a avut-o cu mama sa, cu frații săi vitregi care se pare că au abuzat-o sexual, ca și pe sora sa, Vanessa. Mai pomenește despre Marcel Proust, Kafka. Mi se pare foarte interesant că vine cu partea aceasta de cazuistică din cazuri celebre, să le spunem. Da, bine, cred că ea și-a asumat aici un risc destul de mare, pentru că și-a asumat riscul de a își pune teoria, da, pe niște biografii care nu, adică din punct de vedere al dovezilor sau așa, dar este o ipoteză. Ea pleacă încercând să traseze din informațiile pe care le avea, da, datele pentru a susține cumva cât de importantă este copilăria, lucru pe care la vremea ei era mai greu de dovedit cumva, sau oamenii încă aveau o mare reticență legată de asta. Noi trăim într-o epocă, spun eu, în care suntem privilegiați pentru că cercetările și neuroștiința au ajuns la un punct care pot să susțină cumva lucrurile pe care ea atunci doar le propunea bazându-se pe propria experiență, pentru că nici ea nu a avut o copilărie tocmai ușoară, nu? Pe propria experiență și pe lucrurile pe care ea le trasa
din ce spuneau sau din experiențele pe care le-au avut oameni celebri sau cunoscuți cu care probabil și-a imaginat că oamenii vor rezona mai ușor. Știi că dacă spui vecinul meu, uite ce situație a avut și așa, oamenii sunt, da, un vecin, dar când spui cineva la care, da, care scrie sau care a avut un impact major asupra unui secol, cum este Hitler, de exemplu, asta îi face pe oameni atenți, da? Le aduce atenția asupra, a, uite ce s-a întâmplat, ia să mă gândesc, oare cum e pentru mine, cum a fost lucrul ăsta? Îmi dau seama că, de fapt, chiar și acum, după, oamenii încă sunt reticenți cumva și speriați de impactul pe care îl are această copilărie asupra vieții noastre de adult. Mai ales dacă am avut o copilărie nefericită sau traumatizantă sau... mulți dintre noi consideră că în momentul în care copilăria s-a încheiat sau adolescența s-a încheiat, am scăpat, am fugit în lumea de adult în care copilăria aia, gata, a rămas undeva în trecut, este izolată acolo și nu ne mai influențează. Mi se întâmplă deși în cabinet să vină oameni și să-mi spună din prima, nu mă lua cu lucrurile alea, nu-mi spune cu mama, nu vreau să vorbim despre asta. Și îmi dau seama că, de fapt, dacă nu vorbim despre asta, ceea ce credem noi că se întâmplă în viața de adult, da, izolat, de, nu este așa. Lucrurile astea, toate lucrurile care s-au întâmplat în trecutul nostru, pentru că nu spunea Freud că în inconștient nu există timp, da, ele în continuare sunt prezente în viața noastră, chiar dacă într-o formă inconștientă. Da? Și cumva, cred că Alice Miller a insistat foarte mult, chiar mă gândeam că am găsit o paralelă între ea și Gabor, da, oameni foarte, care spune, Alice Miller spunea la treaba asta, că da, nu poți să schimbi copilăria, trecutul, dar poți să te schimbi pe tine în momentul în care conștientizezi ce se întâmplă. Și Gabor are această, știi, această mantră pe care o repet eu tot timpul, care îmi place foarte mult, că nu ești responsabil, nu e vina ta că s-a întâmplat, dar la fel, nu poți să schimbi ce s-a întâmplat, dar în prezent este responsabilitatea ta să faci ceva diferit. Da? Și cumva, cred că uitându-ne la biografii sau autobiografii ale unor oameni, ne putem da seama de lupte sau de impactul pe care îl are copilăria din exterior. Este mai ușor să observăm la ceilalți, dar ăsta este primul pas. Observi la ceilalți, apoi, da, nu, noi citim, ne uităm la filme sau tot ceea ce facem, trecem prin filtrul nostru. Ia uite, cum, ce mă atinge din treaba asta? Ce e, ce pot să fac? Și Alice Miller, cumva, a făcut fix chestia asta. Nu poți să fii conștient în prezent de lucruri dacă nu accepti tot ce s-a întâmplat, dacă nu te uiți, dacă nu ești dispus să vezi cum au fost lucrurile de fapt, cum a fost copilăria ta de fapt, da? Să poți să zici, asta a fost ok, asta n-a fost ok. Nici o copilărie sau nicio viață nu este 100% numai despre emoții negative și traume, dar nici despre fericire absolută. Gândindu-mă în timp ce te ascultam, făceam un fel de, hai să zicem, o analogie cu subtitlul cărții Revolta Corpului a lui Alice Miller, Forța Vindecătoare a Propriului Adevăr. Și despre ce spuneai tu legat de clienții care vin în terapie. E posibil ca acești oameni, acestor oameni, de fapt, să le fie teamă, de fapt despre asta este vorba, și asta iarăși mă duce cu gândul la Gabor Mate. Le este teamă, le este teamă, apropo, de ce se ascunde în spatele suferinței, da? Nu plăcerea, ci durerea, cum spune Gabor Mate. Cred că le este teamă să aducă această forță, care până la urmă este vindecătoare atâta timp cât noi o conștientizăm, a propriului adevăr și să conștientizăm faptul că stă cumva în puterea noastră să ne schimbăm,
să schimbăm aceste tipare relaționale în care am trăit în copilărie. Și atunci, normal că cel care ar vrea cumva ca lucrurile să se rezolve repede, bineînțeles la suprafață, nu mă mai duce cu sondarea asta în copilărie și că ce și nu știu cum, nu știu ce, pentru că acolo există teama de a descoperi acel adevăr. Da. Mă, știi cum e? Teama de a descoperi adevărul. Sunt două lucruri pe care eu le observ sau le consider foarte importante în procesul terapeutic. Teama de a descoperi adevărul ne lasă cumva într-o singurătate, și anume aceea că dacă descoper adevărul, înseamnă că sunt responsabil de ceea ce fac cu el. Frica de libertatea asta este de fapt frica de a ne asuma responsabilitatea pentru propria viață, de a face alegeri, de a ne asuma că dacă nu mai pot să dau vina pe părinți, adică nu mai pot, ok, asta s-a întâmplat, am aflat, ce fac cu informația asta? Da? Că e bine într-un fel când zici, păi nu e vina mea. Da, da, s-a întâmplat, ok, hai să văd ce fac acum, acum vreau să fac ceva. Nu e, lasă, trecutul e acolo, da, e vina ea celorlalți și acum în prezent aștept ca altcineva să facă schimbarea pentru mine, tot să nu mi-asum eu responsabilitatea. Dar în al doilea rând, Sorin, foarte important este că este foarte greu pentru copilul interior să renunțe la iluzia unui părinte perfect, unui părinte bun. E greu să te confrunți cu faptul că părinții tăi, care au fost Dumnezeu pentru tine, au fost un Dumnezeu nedrept sau neiubitor sau neglijent sau absurd sau chiar abuziv. Da? E greu să te... Și foarte mulți oameni se tem că în momentul în care se vor confrunta cu chestia asta, vor ajunge să-și urască părinții sau să îi evite, să-și verse furia față de ei și că e mai bine să ții cu dinții de ancora aia, că copilăria a fost acel spațiu cumva de siguranță, paradisul pierdut, a fost un lucru, nu că toată lumea spuneam și altă ori când vorbeam noi apropo de faptul că oamenii idealizează copilăria, când au, copiii nu au griji, copiii, ce n-aș da să fiu din nou copil, pentru că este mai ușor să ne uităm numai la părțile astea. Alice Miller vorbește foarte mult despre chestia asta, că un părinte care nu este ok cu el însuși nu poate să fie ok față de copilul lui. Nu are cum, nu e o chestie de caracter sau de personalitate, spune ea, ci că și acești părinți, la rândul lor, cel mai probabil au trăit în relații abuzive sau în relații în care proprii lor părinți, da, nu au fost ceea ce, sau nu știu, nu au fost într-un mod părinții care să ofere siguranță sau care să creeze un anumit confort. Ideea e că este foarte greu pentru noi să acceptăm că până nu ne ducem să ne confruntăm cu durerea, până nu acceptăm că este acolo, nici nu putem să căutăm resursele de a o îmblânzi, de a face ceva cu ea, pentru că noi, de fapt, căutăm resursele pentru a o nega, pentru a o evita, pentru a reprima, pentru a ne duce într-o zonă în care, de fapt, dacă nu mă duc în copilărie, înseamnă că n-a fost atât de rău, da? Și atunci pot să mă prefac, chiar dacă am o relație dificilă și ca adult cu propriul meu părinte, este pentru că ceva se întâmplă acum și dacă eu fac ceva diferit sau părintele meu face ceva diferit, în momentul ăsta totul o să fie bine. Da? Însă, de fapt, e despre a putea să acceptăm că și părinții noștri sau să mergem, sunt ca și noi oameni care au avut, adică au fost la un moment dat copii, să putem să-i vedem și pe ei ca niște copii care au trecut prin niște experiențe și care au fost marcați de niște lucruri. Și să le înțelegem vulnerabilitatea până la urmă. Da, și ca să putem să ajungem să înțelegem, e nevoie să putem să intrăm în contact chiar și cu furia asta noastră, poate chiar și cu ura, cu tot ceea ce a fost dificil față de partea aia din părintele nostru care ne-a rănit, indiferent dacă a făcut-o conștient sau nu. Cel mai adesea,
majoritatea părinților, da, vorbim de majoritatea părinților, nu fac lucrurile din dorința de a le face rău copiilor, de asta nu spune Alice Miller, pentru binele tău, da? Părintele face ceea ce crede că este mai bine pentru copil, dar dacă tu vii dintr-o istorie de traumă, tu o să faci ce e bine din istoria aia, fie că vei încerca să eviți să faci ceva ce te-a traumatizat pe tine, fie că vei repeta lucrul ăsta inconștient. Până ce nu devenim conștienți de asta, nu putem să schimbăm. Este foarte greu să schimb. În ultima vreme am observat că fac tot felul de analogii cu mașinile, nu știu de ce, dar e greu să faci niște schimbări la mașină, nu știu, să-i schimbi uleiul, să faci, dacă nu devii conștient că, nu știu, a trecut mult timp de când n-ai făcut asta sau îți apare în bord un beculeț care îți spune, hei, fă schimbarea asta, știi? Da, tot așa, în timp ce vorbeam, mă gândeam și la acest aspect, faptul că, într-adevăr, ai dreptate, ceea ce spune Alice Miller în aceste cărți, are așa, aș spune eu, un caracter de pionierat, ceea ce alți specialiști probabil că nu au mai încercat. Și, într-adevăr, e greu să demitizăm, aș putea să spun, mitul acesta al părinților perfecți și a unei copilării perfecte. Adică, cu ce am greșit eu oare copil fiind, nu am avut parte de niște părinți atât de iubitori sau atât de afectuoși sau, iarăși, părinți empatici, pentru că, exact cum spune Alice Miller în cartea Pentru binele tău și cum spui și tu de altfel, nimeni nu vrea răul copilului. Dar eu am senzația, sunt două lucruri, odată ceea ce ai spus tu, faptul că venim cu aceste tare din trecut și cu această experiență a faptului că și părinții noștri au avut probleme în copilărie și le-au transmis mai departe, și în al doilea rând, cred că e vorba și de un soi de, care nu trebuie acuzată și blamată, un soi de neștiință sau de ignoranță. Adică copiii din generația, și chiar cu Domnica vorbeam, copiii din generația anilor 60, 70, 80, neavând la dispoziție nici specialiști, terapeuți, nici cărți de parentaj, nici ateliere și seminarii și cursuri, de unde să se informeze, uite mă, în linii generale, fără să intrăm în cam cum ar trebui noi să ne purtăm cu copiii noștri, ei am senzația că au crescut cu acești copii, respectiv, hai să zicem noi, da, cei între 35 și 45-50 de ani, au fost crescuți cam după ureche. Adică, nu știu dacă ai observat, familiile din această perioadă, din această generație, cam toate familiile au crescut copiii în același fel. Adică nu erau diferențe. Păi da, dar asta nu e după ureche. Nu e după ureche, este după tipar. După tipar. Adică, am spus după ureche, adică în ideea... Da, zi. Păi după urechea propriilor părinți, da? Pentru că dacă nu ai alte surse de informare sau alte perspective, ai două moduri în care înveți. Unul este bunica, mama mamei de obicei, mama tatălui, bunicii care vin și spun, eu am crescut copii, uite așa se face, uite așa, de ce? Așa, păi da ce? Eu n-am crescut 7 copii, pe mine nu m-a crescut nu știu cine, ce, cum adică nu știu eu să cresc un copil odată, apoi prin imitare, cum zici, da? Te uiți la ce fac ceilalți, apropo de după ureche, de fapt, dar ceilalți ce exact fac? La da? Asta, oare cum? Cum e? Adică, da? Ceea ce facem și acum, când citim cărți, este, dar oare cum se face? Adică, totuși, căutăm să vedem care este modul în care putem să facem lucrul ăsta cât mai bine posibil, da? Ideea este că și aici, dacă în generațiile din trecut nu exista informație, noi trăim într-o societate în care există un infinit de
Nu, suntem suprastimulați. Pentru părinți este la fel de greu acum cum era în trecut, doar că, știi, cumva mecanismul este același, da? Cum să fiu un părinte bun pentru copilul meu? Asta, e, asta era și în trecut, cum să fac să fiu, da, bine. Doar că modurile în care se manifestă asta este diferit, da? În societatea despre care vorbești tu, nevoile de bază primau. Pentru exact. Că asta era nivelul, aia era, da? Ți-am dat, tu trebuie să înveți. Ți-am dat, ai mâncat, ai avut aia, ți-am cumpărat aia, ți-am făcut aia, am făcut ce niște sacrificii pentru nu tine. Cer decât să ce ți-a lipsit? Exact. Ce ți-a lipsit? Da? Da. Acum, este părinții încearcă, știi, să, au trecut la nivelul celălalt, da? Cum să, oare am fost disponibil emoțional, am făcut aia, dar de ce mi-a spus așa, dar ce-a făcut așa? De fapt, cred că este foarte mult din nou despre această, această atenție înspre exterior, da? Fie că vorbim despre cum și-a crescut bunica copiii, fie că vorbim despre toate informațiile pe care le avem, un lucru care mi se pare mie important și de fapt Alice despre asta vorbea foarte mult, este întoarce-te la tine ca părinte, ca adult, ca cum e pentru tine? Tu cum te simți? Și la uzul unei informații, citește o carte. Ok, este o carte de parentaj, îți spune că e bine să faci lucrurile într-un anumit fel. Dar întoarce-te la tine, tu ce structură ai? Cum e? Ce anume? Poți să faci asta? Nu poți să faci asta? Nu e despre a lua niște lucruri din exterior și a încerca să le aplicăm în ideea de a nu greși. Da? A nu greși sau a nu fi, de exemplu, a nu, nu-ți da voie ca părinte să fii supărat pe copil, da? E un mod de a-i transmite copilului că nici el n-are voie să, să fie supărat sau să-și exprime supărarea față de tine. Da? Este mereu, nu există perfecțiunea, nu există, este foarte, nu există să fii cel mai bun părinte, nu există să fii cel mai bun copil, nu există lucrurile astea, da. Noi încercăm să devenim, să fim cât mai buni, cum spunea și Bolbi, nu cu atașamentul. Suficient de bun. Suficient de bun înseamnă să rămâi prezent și să fii dispus să accepți și să schimbi, să fii în contact cu tine ca să poți să fii în contact cu copilul tău. Da? Să poți să fii conștient de ce te-a durut pe tine. Și sunt mulți părinți care chiar de curând am avut o discuție cu unul dintre clienții mei, care momentan cu pandemia locuiește cu mama soacră și cu soția și cu copilul și cumva observă niște lucruri din relația dintre soacra lui și soția lui, pe care el le observa la soția lui și copil, care sunt foarte evidente. Da? Ca un soi de oglindire. Zici, wow! Da, însă el e din afară, el vede niște lucruri, soția lui fiind foarte încărcată, implicată, nu le vede la fel. Da? E nevoie să putem din nou. E foarte greu, că asta e, da? Ce spune Alice Miră și unul dintre motivele pentru care ea a fost foarte, foarte mult timp pusă la zi și chiar de propria breaslă, ce s-a întâmplat? S-a întrerupt, sunt pe telefon și s-a întrerupt. A fost pusă la zi de propria breaslă tocmai pentru că ea a venit și a vorbit despre inconștient. Practic a zis, ia uitați, în inconștient nu sunt numai lucruri drăguțe. Ia, uitați-vă la ele. Și oamenii au zis, dar nu vrem, dar e prea dureros, dar e greu. Și ea spune, e greu, dar dacă nu facem asta, nu vom putea să fim autentici și nu vom putea să fim aproape de adevărul ăsta, care e forța vindecătoare. O să căutăm vindecarea, dar vindecarea vine prin a accepta adevărul ăsta, că lucrurile n-au fost tocmai ușoare, da? Că nu ne-am simțit întotdeauna iubiți sau că nu am primit anumite lucruri, dar că e important să acceptăm că nu le-am primit ca să putem să le căutăm acum. Da, foarte, foarte interesant. Da. Alice Miller, Revolta Corpului, Forța Vindecătoare a Propriului Adevăr, pentru binele tău, drama copilului interior.
cărți pe care le puteți găsi pe site-ul editurii Herald, accesând site-ul editurii www.editura-herald.ro, nu uitați și de campania Școala Părinților Implicați. Încercăm cu fiecare ediție a pastilei de lectură să venim cu sfaturi utile, cu sfaturi prețioase pentru dumneavoastră, primite de la specialiști, de la psihoterapeuți, de asemenea cu recomandări de carte în care găsiți soluții, sfaturi practice și multă cazuistică, multe studii de caz. A fost alături de noi astăzi Sabina Strugariu, psihoterapeut integrativ și pozitiv, și mulțumim foarte mult. Mulțumesc și noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a pastilei de lectură în cadrul proiectului Școala Părinților Implicați. Până atunci, să aveți o zi minunată în continuare și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere!